Bună ziua, oameni frumoși! Am revenit cu etalarea generală pentru următoarele două săptămâni, respectiv 17-31 mai, pentru Zodia Vărsător. Această etalare este valabilă și pentru cei cu ascendent în Vărsător sau cu luna în Vărsător. După cum puteți observa, am schimbat puțin ordinea în care voi face citirea. Vom începe cu destinul, apoi profesional, financiar și sănătate. Dacă doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Iar dacă doriți să deveniți membri acestui canal, aveți toate detaliile necesare în descriere sau pur și simplu puteți apăsa pe butonul Alătură-te. Acolo puteți beneficia de foarte multe lucruri, între care și de etalări personalizate live, videouri speciale făcute pentru membri, răspunsuri la întrebări și așa mai departe. Dacă doriți să lăsați un like, un comment sau să vă abonați canalului meu, să știți că îmi vă face o deosebită plăcere și acest lucru și vă mulțumesc foarte mult dinainte. Haideți să începem cu destinul. În destin vor vorbi de evenimente, de situații, de probleme și de tot ce ține de destin în următoarele două săptămâni. Noutăți, vești, oportunități, șanse, destul de riscante, într-adevăr, dar apar ceva șanse, da? Dar și schimbare. Trebuie să mergeți pe un drum nou, chiar dacă vă este teamă, chiar dacă viitorul este necunoscut. Există o speranță aici cumva că lucrurile vor fi bune, să știți, pe viitor. În alte situații văd că studiați, că vă documentați, poate citiți mai mult sau pur și simplu vă interesați despre o anumită situație. Doriți mai multe informații, mai multe detalii. Da, haideți să vedem ce vreau să vă transmit aceste lucruri. Cert este că vă reprezintă Zodia. E Zodia de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dumneavoastră sunteți vărsător, da? Văd aici că aveți de-a face cu persoane foarte inteligente, dar, cum v-am spus, vă poate reprezenta chiar pe dumneavoastră. Ceva ce vă doriți foarte mult vi se va realiza în următoarele două săptămâni. Văd aici și drumuri cu străinătatea sau în străinătate, unde veți avea foarte mari reușite. Faptul că căutați informații și detalii o să vă ajute să vă obțineți sau să obțineți ceea ce vă doriți sau să ajungeți în vârf, să vă atingeți scopul, țelul și așa mai departe. Foarte multă reușită, pentru că aici, v-am zis, văd foarte multă inteligență și acțiuni foarte hotărătoare, cumva. Ce vă așteaptă aici nou? Ce oportunități vă vin? Poate o situație financiară care se îmbunătățește. Vorbim de început, un început foarte pasional, vă dedicați o energie foarte bună și nu numai. Aici vorbim și de faptul că veți realiza foarte multe lucruri, vă implicați foarte mult. Contează foarte mult și modul în care reacționați, faptele dumneavoastră, cum puneți în practică anumite chestiuni, curajul de a face ceva. Văd aici și planuri în care depuneți foarte mare, depuneți multă energie aici și văd o ascensiune, ceea ce este un lucru foarte pozitiv. Aveți reușite și pe plan financiar și pe planul muncii, dar nu numai. În toate acțiunile pe care le veți desfășura în următoarele două săptămâni veți avea succes. Toate realizările pe care le doriți în următoarea perioadă nu va veni. Nu vor veni, pardon, Doamne, nu vor veni fără a face dumneavoastră ceva. Deci trebuie să acționați. Și veți multe reușite până acum, după cum puteți observa în destin. Aici va trebui să analizați foarte bine ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră, schimbarea pe care o veți face, mutarea pe care o veți face. Mă scuzați, este foarte important. Meditați foarte mult asupra problemei în cauze. Văd foarte multă neliniște, foarte multă neclaritate și chiar vă
nu știu, vă chinuiți cumva seara să adormiți pentru că vă frământați foarte tare vis-a-vis de ceea ce va urma în viața dumneavoastră. Ar fi bine să porniți la drum, să mergeți, să faceți o schimbare radicală în viața dumneavoastră. Poate că acolo este succesul, poate acolo este destinul dumneavoastră, poate acolo este soarta dumneavoastră și acolo veți avea parte de tot ceea ce vă doriți. Deci nu ezitați, chiar dacă va trebui să gândiți destul de mult asupra problemei în cauză și o să vă provoace foarte multă teamă și foarte multă nesiguranță cumva și foarte multe emoții intense, le veți trăi pe toate în următoarele 2 săptămâni, să știți asta cu siguranță. Haideți să vedem pe plan profesional, veți avea noroc în ceea ce veți face, pentru că așa este în destinul dumneavoastră, văd oportunități noi, vești care vă vin, evoluții, dar și discuții foarte sincere. În alte situații văd destul de multă apăsare psihică, foarte multă îngrijorare, nopți nedormite, anxietate, poate nu reușiți într-un proiect, poate nu reușiți să atingeți punctul pe care vi-l doriți din punct de vedere profesional. Aici sunt mai multe situații. Haideți să vedem cu roata destinului. Pe de o parte, norocul care dă peste dumneavoastră este următorul. Va trebui să închideți un capitol în viața dumneavoastră clar, o etapă, un ciclu. Vă agățați de o meserie sau vă agățați de un loc de muncă care nu vă mai satisface din niciun punct de vedere. Ce trebuie să faceți este să puneți punct, să acceptați că atât a fost, nu mai merge și veți ajunge cu siguranță la această stabilitate, la această siguranță. Ori veți ajunge să conduceți propria afacere, ori pur și simplu veți avansa într-un timp foarte scurt, rapid să ajungeți acolo sau poate plecați de pe loc cu siguranță, cu stabilitate. Iar în alte situații poate, știți cum e, va mai necesita timp pentru că nu o să puteți lua decizia pe moment. Aici va trebui să stați, să analizați, să cântăriți avantaje, dezavantaje. Și văd că o să mai aveți un pic de răbdare, dar veți avea noroc. Totul stă în această schimbare și ceea ce o să doriți dumneavoastră să faceți pe viitor din punct de vedere profesional. Aici, într-adevăr, în alte situații va trebui să plecați la un drum. Poate va trebui să mergeți la un nou loc de muncă care este mai departe sau pur și simplu să vă alegeți o nouă cale. Aici este vorba de o nouă direcție. Ce nu vă mulțumește din punct de vedere profesional, chiar dacă vă interesează că lăsați ceva în urmă, gândiți-vă că mergeți spre succesul dumneavoastră, gândiți-vă că mergeți spre punctul final. Trebuie să fiți încrezători, determinați, să vă atingeți tot ce vă doriți din punct de vedere profesional, pentru că veți avea reușite. Chiar dacă sunteți triști că lăsați lucruri în urmă, că va trebui să urmați nu știu ce cale, nu, e calea dumneavoastră spre succes. Aici aveți de-a face cu situații necunoscute. Deci veți avea de-a face cu situații necunoscute. Poate de aceea veți fi atât de debusolați, atât de obosiți fizic și psihic și foarte anxioși și foarte nervoși, foarte agitați. Aici vorbim și de un nou început în viața dumneavoastră profesională, care pare un pic riscantă. Îmi cer scuze când mai fac greșeli de acestea, pentru că vă dați seama că fac mai multe etalări și ar trebui să mai fac și pauze între, care nu prea le fac. Deci vă rog frumos să-mi scuzați greșelile pe care le mai fac, pentru că nu le fac într-un mod intenționat, ci pur și simplu mi-a obosit puțin creierul. Da. Deci aveți de face cu situații necunoscute, puțin riscante, să știți. E ca și cum ați pleca într-o aventură profesională, pe un drum nou care vă încântă. Dar, într-adevăr, faptul că nu cunoașteți prea multe lucruri vă îngrijorează puțin. Dar nu trebuie să vă gândiți așa, pentru că veți afla pe parcursul călătoriei, veți afla răspunsuri la întrebare, rezolvări, ușor, ușor veți descifra
toată aventura aceasta, riscul acesta care vi-l asumați din punct de vedere profesional, pentru că aici văd și secrete care vor ieși la iveală. Ce trebuie să știți în mod expres este faptul că trebuie să vă urmați intuiția. Intuiția noastră va fi foarte puternică în următoarea perioadă. Folosiți-vă de ea la cote maxime și veți avea foarte multă reușită din punct de vedere profesional. Nu vă cramponați de situații de acestea neplăcute, că nu știți unde merge. Aici vorbim și de un drum în străinătate sau o nouă meserie. Dar atâta timp cât vă încântă, vă dați seama că o să faceți totul cu plăcere, o să faceți totul cu dedicare și nu aveți cum să nu aveți reușite. Pe parcurs veți afla detaliile necesare în drumul acesta pe care o să-l faceți. Hai să vedem din punct de vedere financiar. Stați bine, foarte bine chiar din punct de vedere financiar, mai ales aceia dintre dumneavoastră care munciți, cum să vă spun, faceți multe drumuri cu munca, da? Sunteți șoferi sau agenți imobiliari, că și ei circulă foarte mult. Nu știu, eu vă dau exemple, da? Dar văd reușite din punct de vedere financiar, atâta timp cât nu vă abateți de la drumul dumneavoastră. După cum v-am spus și în acestea, între două aspecte, destin și profesional, vedeți că este foarte important aici la dumneavoastră să nu vă abateți de la drum, să ajungeți la țelul pe care vi-l propuneți, să nu vă fie frică de necunoscut, să depășiți toate nemulțumirile acestea și pentru că vă creează foarte multe dezavantaje. Folosiți-vă de energia dumneavoastră pentru că este una foarte bună în perioada următoare. V-am zis, dacă vă folosiți, pentru că aici văd că o să faceți multe lucruri interesante. Și din punct de vedere financiar, văd o creștere. Dar putem vorbi și de faptul că puteți investi bani în ceva, să vă achiziționați ceva, să vă îmbunătățiți ceva sau pur și simplu să vă cumpărați dumneavoastră ceva frumos. De ce nu? Haideți să vedem aici cu magicianul. După o perioadă în care ați fost instabil din punct de vedere financiar, în sfârșit veți primi vești bune. Ceva se îmbunătățește aici. Fie vă primiți salariu, fie primiți o premă, un bonus. Dar cert este că veți ieși din această sărăcie. Fiți încrezători în continuare, fiți optimiști și nu vă dați bătuți, pentru că veți avea bucurii din punct de vedere financiar. Chiar dacă nu sunt semnificative, important e că vine ceva, știți? Și important e că depășiți perioada aceasta de sărăcie, că aici ați cam ajuns la fundul sacului, ați cam ajuns să cheltuiți toți bănuții și nu prea mai aveți resurse, nu prea aveți de unde să mai luați bani, să trăiți pe zi pe alta. Așa că e bine, ce bine. Și aici văd foarte multă împlinire. Ia uitați ce frumos, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care călătoriți foarte mult. Văd împlinire, și în casă, vă puteți muta într-o casă nouă, vă puteți muta cu familia, cumva, pentru că aici văd foarte multă veselie și locuință, vă puteți achiziționa. Și odată cu asul de monede, ceea ce îmi întărește, spusele cumva, pentru că aici vorbim de o achiziție, da? De o investiție, deci puteți investi în propria casă, în propriul cămin și e posibil că acest lucru să fie dorința dumneavoastră cea mai mare. Și veți avea reușite foarte mari. Dacă nu doriți să achiziționați nimic sau să investiți nimic, atunci veți avea reușite financiare extraordinar de bune, multă satisfacție, multă mulțumire. Și o să puteți face fericiți membrii familiei cu mici cadouri, cu mici atenții, deci aveți de unde. Și aici economisiți bani sau ați economisit până acum și în perioada următoare tot vreți să faceți ceva cu ei, dar nu prea știți ce, pentru că aici sunteți foarte confuși. Nu știți ce să faceți cu banii care i-ați agonisit până acum. Ori investiți cu cap, aici vă dau ca sfat, ori țineți-i acolo că nu se știe ce se poate întâmpla. Dar văd într-adevăr că aveți o stabilitate, aveți o siguranță financiară. Dacă nu sunteți deciși ce veți face cu bănuții pe care îi aveți, lăsați-i acolo, că nu încurcă pe nimeni. E mai bine așa decât să faceți vreo alegere greșită, pentru că sunteți tentați să faceți alegeri greșite sau să cheltuiți bani pe niște lucruri inutile și neesențiale. Din punct de vedere al sănătății, probleme cu spatele, poate în unele cazuri,
Sau multă oboseală, multă grijă, sau poate în unele cazuri aveți grijă de o persoană în vârstă din familia dumneavoastră sau de un membru a familiei cumva. Dar în alte situații văd un sistem imunitar foarte sănătos, ce vă oferă o protecție foarte puternică împotriva infecțiilor, împotriva bolilor și împotriva tuturor neplăcerilor din punct de vedere al sănătății. Mai puteți, da, văd și un stres sever aici în unele situații sau supra-solicitare, deci mare grijă la oboseală, cum v-am spus, și la problemele cu spatele. Mai ales pentru cei dintre dumneavoastră care solicitați constant spatele, da? Încercați să luați lucrurile mai ușor până și să vă odihniți un pic mai mult, să nu ajungeți la epuizare. În rest, o agitație, Doamne, o sănătate foarte bună, o energie foarte bună. Sunteți foarte fresh, aș putea spune, doar în alte situații aveți grijă să nu întâmpinați mici accidente casnice. Cam atât. În rest, o sănătate foarte bună și cu oboseala, da? Pentru că și în etalarea propriu-zisă, ați văzut și dumneavoastră, sunteți expuși la aceste lucruri pentru că vă consumați foarte mult psihic în următoarea perioadă și aveți foarte multe gânduri și foarte multe neliniști, ceea ce creează și neplăceri din punct de vedere al sănătății. Fiți un pic mai echilibrați, fiți puțin mai optimiști, mai pozitivi, pentru că lucrurile vor fi bune. Să știți, aveți și urcușuri și coborâșuri, depinde de fiecare dintre dumneavoastră cum veți pune în practică energia pe care o aveți, faptele dumneavoastră, implicarea dumneavoastră și așa mai departe. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu, să știți că sunt foarte recunoscătoare și vă mulțumesc tuturor foarte mult. Vă doresc o perioadă cât mai plăcută, aveți grijă de dumneavoastră, de sănătatea dumneavoastră, de odihna dumneavoastră, de planurile dumneavoastră, pentru că aveți reușită atâta timp cât veți pune în practică. Și nu dați înapoi, e foarte important să mergeți înainte, să nu dați înapoi. Bun, cam atât a fost, la revedere!